Bună ziua, domnilor și domnilor consilieri, stimați invitați, stimați reprezentanți ai mass media locală și centrală, pentru procedurile legale de desfășurare a ședinței ordinare a Consiliului Județean Vrancea de astăzi, 19 iulie 2017. Am convocat ședința Consiliului Județean în baza, după declinirea, prin dispoziția numărul 384, din 14 iulie 2017, cu îndeplinirea procedurilor legale prevăzute de legea numărul 215 prin administrația publică locală și regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vrancea. Doamnelor și domnilor consilieri, 33 de consilieri în funcție, astăzi sunt prezenți 31, de ședința noastră are vorul necesar privind desfășurarea. Din 33 de consilieri în funcție sunt prezenți doamna secretar, 31, din care un absent, care 33 minus 1, fac 32. Deci 32 de consilieri. În funcție sunt prezenți, absent este doamna consilier Stoicare. Te rog secretariatul să consemneze. În conformitate cu prevederile legii numărul 215/2001, o să dau cuvântul doamnei care ține locul secretarului județului, doamna Cristina Stoica, pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31 mai 2017, procesul verbal al ședinței din data de 22 iunie 2017, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 26 iunie 2017, procesul verbal al ședinței din data de 7 iulie 2017. Doamna secretară, aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnilor și domnilor consilieri, vă rog dacă există observații cu privire la procesele verbale ce vor fi supuse aprobării. Dacă nu sunt observații. Dacă nu sunt observații de făcut, domnule președinte, vă rog să supuneți la vot procesele verbale. Mulțumesc, doamnă și domnul Vasilie. Deci nu aveți observații. Nu? Înțeleg. Ok. Supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31 mai 2017. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc cu unanimitate de votul. Procesul verbal a fost adoptat. Bun la vot procesul verbal a ședinței din data de 22 iunie 2017. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Procesul verbal a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Supun
la procesul verbal al ședinței extraordinare, datată 26 iunie 2017, cine sunt pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc, procesul verbal a fost adoptat cu unanimitate. Supun la vot procesul verbal al ședinței de dată, din data de 7 iunie 2017, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Procesul verbal a fost adoptat cu unanimitate. Doamna și domnilor consilieri, pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, cu proiectul ordinii de zi, sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâre. La primul punct, designarea consilierilor județeni vor face parte din comisia de evaluare și selecția consilierilor județeni vor face parte din comisia de soluționare a contestațiilor în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă alocate la bugetul județului Vrancea pentru activități non-profit de interes județean. La punctul al doilea avem proiectul de hotărâre prin desemnarea consilierilor județeni care vor face parte din Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret care funcționează pe numele Consiliului Județean Vrancea. La punctul al treilea avem proiectul de hotărâre privind validarea componenței autorității teritoriale de ordine publică Vrancea. La punctul al patrulea avem proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii județene Duiul Zanfirescu Vrancea. La punctul al cincilea avem proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Vrancea. La punctul al șaselea avem proiectul de hotărâre prin aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului Vranciei. La punctul al șaptelea avem proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea. La punctul al optelea avem proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Școlar pentru Educație Comunitară Inclusivă Elena Doamna. La punctul al 9-lea avem proiectul de hotărâre prin aprobarea regulamentului de funcționare a ariei naturale de interes local prin Petrești. La punctul al 10-lea avem proiectul de hotărâre prin modificarea programului județean de transport public de persoane prin curse regulate în perioada 2014-2019. La punctul al 11-lea avem proiectul de hotărâre prin aprobarea eliberării licențelor de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale. La punctul al 12 avem proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului Monument Istoric Casa Tomescu, situat în Focșani, strada Ștefan cel Mare, numărul 18, aflat în proprietatea domnului Vobârg Ionuț. La punctul al 13 avem proiectul de hotărâre privind darea în administrarea serviciului public județean Salvamont Vrancea, a bazei Salvamont Păulești, a bazei Salvamont Nistorești și a sediului Salvamont Soveja, aflat în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului Județean, precum și a hotărârilor aferente acestora ce se află în patrimoniul privat al județului Vrancea. La punctul al 14 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere din domeniul public al OAT Nistorești, în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean a imobilului de teren suprafață de 1727 metri pătrați. La punctul al 15-lea avem aprobarea solicitării de transmitere în domeniul public al OAT Păulești, în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea a imobilului teren în suprafață de 6306 metri pătrați. Înțeleg că a apărut o solicitare de la Păulești cu privire la această suprafață? Președinte, în momentul acela nu se știa unde s-a împlăsiat, deci nu a dat prin protocol toată suprafața. Și acum, ceea ce este împrejmuit și aferent Salvamont, pe 1739 de metri pătrați. Celălalt îmi este necesar în nouă materie în intravelan, la CUG, la alte proiecte. Da, am înțeles. Bine, luați-o. La punctul al 16 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului modernizare infrastructurii rutiere de interes județean între localitățile Gologanu, Sobozia, Cioloș, Cotești, cu conectivitate la rețeaua TNT, a cheltuielor legate de proiect și acordurile de parteneriat pentru realizarea acestea.
La punctul numărul 17, avem actualizarea devizului general indicatorilor tehnico-economic cu obiectivul de investiții, modernizarea infrastructurii rutiere de drum, județeanul și localitățile Gologanu, Sobozia, Ciurești, Cotești, cu conectivitate directă la rețeaua TNT. La punctul al 18, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, lucrări de aducere la stare inițială a zonelor afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase, alunecări de teren în perioada 2011-2016, aferente obiectivului de investiții, modernizare de drum județean 205E, sector Vidra, Vizantea, Câmpul. La punctul al 19, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, refacere drum județean 205E, în mai multe puncte la plana Cristei. La punctul numărul 20 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea notei conceptuale și teme de proiectare pentru obiectivul de investiții refacere drum județean 205 în Istorești. La punctul 21 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea notei conceptuale și teme de proiectare pentru obiectivul de investiții refacere drum județean 205 Jâlfi Tănești. La punctul 22 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea notei conceptuale și teme de proiectare pentru obiectivul de investiții refacere drum județean 204 L. Avariat în satul Cătos, pe o lungime de 1,7 km, din satul Polină, pe o lungime de 2,5 km. La punctul 23 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea multe conceptuale și teme de proiectare pentru un obiectivul de investiții refacere drumul județean 205 L, Negrilești. La punctul 24 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea multe conceptuale și teme de proiectare pentru obiectivul de investiții consolidare și reabilitare pe pod de beton armat, peste care a ferat Adjut Bacău pe drumul județean 119J, în municipiul Adjut, județul Vrancea. La punctul numărul 25 avem aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare pod din beton armat, peste care a ferat Adjut Bacău pe drumul județean 119, în municipiul Adjut, județul Vrancea. La punctul 26 avem aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare drum județean 205 L, sector DN2D Negrilești, comuna Negrilești, județul Vrancea. La punctul numărul 27 avem aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare drum județean 205 J, comuna Fitonești, județul Vrancea. La punctul 28 avem aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare pod din beton armat, DG205D, peste scurgere la parte, conform ridicării topografice actualizate din comuna Palte, în județul Vrancea. La punctul 29 avem aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare pod din beton armat, pentru județean 205D, peste râul Tulburea, comuna Palte, în județul Vrancea. La punctul numărul 30 avem aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare pod din beton armat pe drumul județean 205D, peste Pârâul Olar, comuna Palte, în județul Vrancea. La punctul numărul 31 avem proiectul de aprobare a notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare pod din beton armat pe drumul județean 205D, Pârâul Chiosa, comuna Palte, în județul Vrancea. La punctul numărul 32 avem aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare pod armat pe drumul județean 205D, peste Pârâul Zăbala, comuna Nerej, județul Vrancea. La punctul 33 avem aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare din pod din beton armat pe drumul județean 205D, peste Pârâul Bălașa, kilometru 30+020, comuna Nerej, județul Vrancea. La punctul 34 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare pod din beton armat pe drumul județean 205D, peste Pârâul Monteoru, comuna Nerej, județul Vrancea. La punctul 35 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, reabilitare energetică și lucrări conexe la corpurile C5, C6 și C7 din strada Cuza Vodă, numărul 56, Focșani, județul Vrancea. La punctul numărul 36, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea
note conceptuale și atente de proiectare pentru obiectivul de investiții, reabilitare energetică și lucrări conexe ale Spitalului Județean de Urgență Sfântul Barthelemon Focșa, secția de pneumofiziologie, Tadacuza Vâdă, numărul 52. La punctul numărul 37, proiectul de hotărâre prin aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, reabilitare energetică și lucrări conexe al Spitalului Județean de Urgență, Sfântul Barthelemon Focșa, secția de psihiatrie și boli infecțioase, secția de reumatologie, ORL, oftalmologie, strada Comisia Centrală numărul 15B, Focșa, județul Vrancea. La punctul numărul 38, avem proiectul de hotărâre prin modificarea articolului 3 al hotărârii Consiliului Județean numărul 85, 31 mai 2017, primire de tragerea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Focșani cu privire la imobilele Stadionul Milhov și Stadionul Tineretului în vederea consolidării, reabilitării, extinderii, modernizării și dotării. La punctul numărul 39, avem proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Vrancea pentru finanțarea unității administrative teritoriale al județului Vrancea pe anul 2017. Doamnă și domnilor consilieri, înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, vreau să vă precizez că după convocarea Consiliului Județean, ședința ordinară a apărut necesitatea promovării unor proiecte de hotărâri legate de activitatea noastră curentă și a instituțiilor subordonate, drept pentru care vă propun suplimentarea de ordinii de zi cu 6 proiecte de hotărâri, după cum urmează. La punctul 40. Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, reabilitare energetică și lucrări conexe la Galeriile de Artă Municipiul Focșani. La punctul 41. Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, reabilitare energetică și lucrări conexe pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului. Vrancea, sat Petrești, Comuna Vânător, județul Vrancea. La punctul 42. Modificarea organigramei statului de funcții și numărului de personal prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului. La punctul numărul 43. Modificarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 pentru funcțiile publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea din instituțiile subordonate. Serviciul public comunitar județean de evidență a persoanelor și centralizat la nivelul ordonatorului principal de credit. La punctul 44, avem numirea domnului Ciubotaru Cătălin în funcția publică de conducere de director executiv gradul 2 la serviciu public de evidență a persoanelor Vrancea. La punctul 45, proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere din domeniul public al statului de administrarea Companiei Naționale de autostrăzi și infrastructură rutieră în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea a podului peste Părâul Dragomena, situat pe drumul național numărul 2, el în localitatea Soveja, la kilometrul 59+950, în vederea reabilitării. Doamnelor și domnilor consilieri, supun votului plenului Consiliului Județean includerea pe ordinea de zi a proiectelor menționate. Cinste. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc, domnilor și domnilor consilieri, supun votului plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre prin aprobarea ordinii de zi. Cine se repede? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Vă precizez că toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței de astăzi pot fi dezbătute, deoarece au fost întocmite rapoartele comisiilor de compartimentelor de specialitate și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vrancea, care au fost depuse la secretarul de tezor. Doamnelor și domnilor consilieri, la punctul 1, avem proiectul de hotărâre prin desemnarea consilierilor județeni care vor face parte din comisia de evaluare și selecție a consilierilor județeni care vor face parte din comisia de soluționare a contestațiilor, vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă alocate la bugetul județului Vrancea pentru activități non-profit de interes județean. Stimați colegi, propunerea. Domnul Cristian Dumnezeu. Grupul Consilierilor PSD propune pe doamna Săpunaru Dorina, domnul Consilier Lucanu Cătălin, domnul Consilier Bându Nicușor și domnul Consilier Mânte Vasile. Mulțumesc, grupul PNL. Domnul Consilier. În partea grupului de consilier liberal propune pe domnul Consilier Ietru Cipriat. Mulțumesc.
Dacă rog grupul PSD să renunțe la domnul Melinte Vasile și să fim de acord cu domnul consilier Nicule Ciprian, ca să fie așa o chestiune democratică. E ceva, aveți ceva împotrivă? Mulțumesc frumos. Sunteți de acord cu trecerea cu buletinele de vot a persoanelor menționate? Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Vă rog compartimentul secretariat să treacă cu buletinele de vot. Da. Aici este propunerea de făcut pentru Comisia de Selecție. Nu am făcut precizarea, domnul Bostan. Eu am spus Comisia de Evaluare și Selecție. Comisia A. Deci aveți patru propuneri. Sunt două. Comisia de Evaluare și Selecție, Comisia de Soluționare a Contestației. Păi atunci facem un fel de următor. La Comisia de Soluționare a Contestațiilor. 2 pentru selecție și 2 pentru contestație. Dar n-am făcut precizarea corectă. Da, n-am precizat. Deci trecem cu domnul Iepure cu poziția 4 la Comisia de Soluționare a Contestațiilor. E de regulă? Da. Ok. Mai rămâne și selecție. Da. Nu. E mai tare aia la contestație. Poate loc unde se discută efectiv. Se discută și la primul? Nu, acolo doar dacă se contestă ceva. Dacă este contestație. Dar, la capitolul 4, organizare și funcționare din reglementările pentru scrie Comisia de Evaluare și Selecție, precum și Comisia de Soluționare a contestațiilor formate din 2 consilieri județeni și 4 funcționari. Eu singură... Câte 2? Fiecare funcție. Scrie și referat. Funcționarii se desemnează prin dispoziție. Nu, vorbeam de consilieri județeni. Da. Bine. Ok. Vă rog să treceți cum am stabilit și cum am aprobat pentru consilierul județean numele pe buletinele de vot. Da? Și rog secretariatul tehnic să procedeze la întocmirea buletinilor pe vot. Până la întocmirea buletinilor de vot, consultul consiliului județean, dacă sunteți de acord să continuăm ordinea de zicere. Dacă este cineva potrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. La punctul numărul 2 avem proiectul de hotărâre prin desemnarea consilierilor județeni care vor face parte din Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret care funcționează pe lângă Consiliul Județean Oraș. Consilierii desemnați trebuie să aibă până în 35 de ani. Înțeleg că s-au făcut propuneri. Avem aici la PSD Cristian Dănuț și Adrian Mircea, la PNL Iepure Alexandru Ciprian, Rumbu Paul Andrei, Ciuman Victor. E corect? Nu, rămânem cu o singură propunere, domnul Ciprian Iepure. A, cu domnul Iepure Alexandru Ciprian. Da. Și la PSD Cristian Dănuț și Adrian Mircea. Ok. Vă sub Consiliul Județean, dacă sunteți de acord să trecem, ne trecem numele pe buletinul de vot, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă te abține cineva, vă mulțumesc. Rog secretariatul tehnic de asemenea să procedeze la întocmirea buletinului de vot. Mai repet încă o dată, PSD, domnul Cristian Dănuț și domnul Adam Mircea, Partidul Național Liberal, domnul Iepure Alexandru Ciprian. Domnul și domnul Consiliu, trecem la punctul al treilea. Avem proiectul de hotărâre privind validarea componenței autorității teritoriale de ordine publică. Dacă există observații cu marginea acestui proiect. Înțeleg că nu. Văd pe aprobare și plenul de Consiliul Județean proiectul de hotărâre de 15. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. Punctul numărul 4. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii județene Julius Amfirescu. Dacă aveți observații cu marginea acestui proiect.
înțeleg că nu suportă aprobarea planului Consiliului Județean pentru de hotărâre amintită. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de vot, tot apoi și de vot. A punctul numărul 5. Proiectul de hotărâre prin aprobarea regulamentului de funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu supun de aprobare pentru Consiliul Județean. Proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. La punctul numărul 6, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului Vrancea. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu supun spre aprobare pentru Consiliul Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc, domnilor și domnilor consilieri, că proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. La punctul numărul 7, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor, Vrancea. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu supun spre aprobare prin Consiliul Județean. Proiectul de hotărâre amintit, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 8, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Elena Doamnă din Focșani. Dacă există observații cum ar fi acestui proiect, înțeleg că nu sunt supun ca aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 9, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea regulamentului de funcționare a ariei naturale interes local când Petrești. Dacă există observații și faci acest proiect, doamna consilieră. Domnule președinte, la articolul 13 este introdus pe raza ariei naturale protejate, nu este permis accesul animalelor domestice. Nu este specificat nicăieri, propun un amendament privind animalele de companie, cu stăpână, însoțite, cumva. Putem să facem această precizare, pentru că bănuiesc că cine a scris acest regulament s-a gândit la vaci, la porci, la alte referire la cele cu însoțitor, să respecte regulile orașului. Dar vă rog să completați, cum spune regulamentul, cu specificații absolut relevantă a domnului consilier domnului Vrancea Dorin. Alte observații înțeleg că nu sunt. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean, adică supun plenului Consiliului Județean propunerea de modificare pentru doamna consilier Vrancea Dorin. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre în integralitatea sa. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. La punctul numărul 10 avem proiectul de hotărâre prin modificarea programului județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014-2019, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean numărul 105 din 19 octombrie 2013. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu. Vă spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnul și domnul consilier, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. La punctul numărul 11. Avem proiectul de hotărâre prin aprobarea eliberării licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu sunt. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnul și domnul consilier, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 12, domnul și domnul consilier, avem proiectul de hotărâre prin exercitarea dreptului de preemțiune la vânzare imobilului Monument Istoric Casa Tomescu, în paranteză șmol, din orașul Focșan, strada Ștefan cel Mare, numărul 18, aflat în proiectul domnului Bobor Căionea. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. La punctul numărul 13. Avem proiectul de hotărâre prin darea în administrare Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea, a bazei Salvamont Păunești, a bazei
Salvamont Mistoreș și a sediului Salvamont Sovești, aflat în domeniul public al județului Vrancea, în administrarea Consiliului Județean Vrancea, precum și a dotărilor aferente acestora ce se află în patrimoniul privat al județului Vrancea. Domnilor și domnilor consilieri, dacă sunt observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu supun spre aprobare plenului. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, aș vrea să vă întreb care este organigrama Salvamont Vrancea, în afară de domnul Mocanu, marchează cineva acolo? Deci, în acest moment, din informațiile mele, nu, dar mă prezentăm organigrama oricând și urmează să facem ceea ce este normal. Pentru că știți foarte bine că, în general, activitatea de Salvamont se face cu bază de voluntariat. Altă întrebare? Da, mulțumesc. Mulțumesc și eu pentru înțelegere. Domnul președinte. Vă rog, domnul consilier. Întrebarea este că avem deja ceva patrimoniu acolo și ar fi blesne de înțeles că un singur om, nu știu dacă poate gestiona și poate avea în grijă acest patrimoniu. Ei nu va fi un singur om. Supus prea aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre. Domnul consilier Irimia Cristina. Domnule președinte, s-a stabilit o dată la care a luat concursul pentru ocuparea unor posturi la Salvamont. Ne poate da domnul director informații în acest sens, domnul Mohanu? Din câte știu eu, de la compartimentul resurse umane, toate posturile aferente au fost scoase la concurs. Și acum și supus că aprobarea plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre a medicinei. Cine este pentru? Dacă este cineva potrivă, dacă se abține cineva. Vreau și domnilor consilier, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot, foarte mulțumesc. La punctul numărul 14, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea solicitării de transmitere din domeniul public al Oatei Mistorești, în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean a imobilului teren în suprafață 2727 metri pătrați. Dacă există observații pe marginea acestui proiect. Înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre a amintit. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Doamnul și domnilor consilier, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. La punctul numărul 15, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea solicitării de transmitere din domeniul public al UATE Povești, în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, imobilului teren suprafață de 6306 metri pătrați, număr cadastral 50006. Domnilor și domnilor consilier, ținând cont de observația domnului primar, eu vă propun să aprobăm astăzi acest proiect de hotărâre, urmând ca Primăria Bârsești, prin solicitarea Consiliului Local, să facă către Consiliul Județean solicitarea pe restul, pentru că nu, noi nu avem de unde să știm în acest moment cât e asupra clădirii. Noi credem sigur în vorbele domnului primar, dar știți cum e, noi facem administrație. Scripta volent, vorba volent, scripta manent, din acest punct de vedere. Fapt pentru care vă rog să aprobăm proiectul de hotărâre în forma actuală, urmând ca și Consiliul Local Păulești să vină cu solicitare către Consiliul Județean și în momentul acela facem toată documentația de rigoare și la prima ședință ordinară vă restituim restul de teren care nu este folositor pentru bază Salvamont. Sunteți de acord, domnul primar? Bine, vă mulțumesc pentru înțelegere. Spun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre a medicinei este pe atât. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. Doamnelor și domnilor consilieri, la punctul 16 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de modernizare a infrastructurii rutiere de drum județean dintre localitățile Gologanu, Slobozia, Cioroș, Cotești, cu conectivitate directă la rețeaua TNT, a cheltuielilor legate de proiect și acordurile de parteneriat pentru realizarea acestea. Dacă există observații pe marginea acestui proiect. Înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre a cine este pe. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. Doamnelor și domnilor consilieri, la punctul numărul 17 avem actualizarea devizului general a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizarea infrastructurii rutiere de drumul județean dintre localitățile Gologanu, Slobozia, Cioroș, Cotești, cu conectivitate directă la rețeaua TNT. Dacă există observații cu marginea acestui proiect, înțeleg că nu, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre a medicinei. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. La punctul numărul 18, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, lucrările de aducere la starea T
tehnică inițială a zonelor afectate de fenomene hidrometeorologice periculoase alunecări de teren din perioada 2011-2016, aferente obiectivului de investiții, modernizare drum județean 205C, sectorul Vidra Vizantea Câmpuri. Dacă există observații cum ar fi acest proiect de hotărâre, înțeleg că nu, supun spre aprobare cu plenul Consiliului Județean proiectul de hotărâre. Amintiți ce este pe care? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot, de fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 19, avem aprobarea notei conceptuale și teme de proiectare pentru obiectivul de investiții, refacere de județean 205 în mai multe puncte la Poiana Cristei. Dacă există observații cu marginea acestui proiect, înțeleg că nu sunt sub ultra aprobare cu unui consiliu județean proiectul de hotărâre. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot, de fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 20 al proiectului de hotărâre, prin aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de infrastructură, refacere drum județean 205M la Nistoreș. Dacă există observații. Înțeleg că nu, supun spre aprobare pe numele Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnul și domnul consilier, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. La punctul numărul 21, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, refacere de drum județean 205J, Fitoneni. Vă rog frumos, domnul consilier Diacon Emilia. Pornind de la constatarea că pe acest drum mai avem și un alt gen de lucrări, respectiv modernizare, propun completarea temei de proiectare și a notei conceptuale cu amplasamentele unde urmează să proiectăm aducerea la stare inițială a drumului pentru a nu se proiecta de două ori aceleași lucrări și a nu se executa de două ori aceleași lucrări. Deocamdată, nota conceptuală și, în special, tema de proiectare este mult prea generală, fără să precizeze amplasamentele prin determinare kilometrică sau altceva. Vă mulțumesc! Absolut just observația domnului consilier Emilian Diaconu. Am să-l rog pe directorul direcției tehnice să ne explice despre ce vorba. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilier. Așa cum se poate observa, lucrările de refacere sunt lucrări de aduce la starea tehnică inițială, ca urmare a fenomenelor petrolului. Domnul director, lăsați barbologia. Vreau strict la afirmațiile domnului consilier Emilian Diaconu. La baza aprobării notei conceptuale și temei de proiectare, există un proces verbal de calamități întocmit de către Comisia Mixtă care s-a deplasat în teren, comisie formată din 6 reprezentanți a instituțiilor a următoarelor instituții. Deci nu proiectăm decât porțiunile în baza procesului verbal, zonele calamitate după suprafața acestui drum. Da, precizare expresă. Da, clar, ca să se consemneze. Da. La drumul județean 205J am procesul verbal de calamități, iar se spune poziții dimensionare, sat Fitionești, Pisc. Am înțeles, domnul director. Deci, grija domnului consilier Emilian Diaconu era justificată. Precizările dumneavoastră bănuiesc că sunt de bun augur. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă mai sunt alte observații, înțeleg că nu. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate de vot, de fapt pentru care vă mulțumesc. Domnilor și domnilor consilieri, la punctul 22 avem aprobarea notei conceptuale și teme de proiectare pentru obiectivul de investiții, refacere drum județean 204L, avariat în satul Cătăuț pe o lungime de 1,7 km, în satul Podurile pe o lungime de 2,5 km. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 23, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, refacere drum județean 205L, Neghilești. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot.
La punctul numărul 24. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și termen de proiectare pentru obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare pod din beton armat, pe care a fi dat ajut Bacău, pe drumul județean 119J. Dacă există observații acum pe acestui proiect. Înțeleg că nu, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Vă rog și domnul consilier, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. La punctul numărul 25. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a termenului de proiectare pentru obiectivul de investiții, reabilitare pod din beton armat pe care a ferat Adjud Bacău, drumul județean 119J, în municipiul Adjud, județul Vrancea. Dacă există observații, înțeleg că nu sunt supus pe aprobare prin numele Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc că proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de vot. La punctul 26 avem reabilitare și modernizare în județean 205L, sectorul DN2D Negrilești, în comuna Negrilești, județul Vrancea. Dacă există observații cu marginea acestui proiect. Înțeleg că nu, supun spre aprobare prin numele Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. La punctul numărul 27 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale, obiectivele de investiții, reabilitare, modernizare, drum județean 205J, satul Fitionești, comuna Fitionești, județul Vrancea. Dacă există observații pe marginea acestui proiect. Înțeleg că nu, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 28, avem aprobarea notei conceptuale și termen de proiectare pentru obiectivul de investiții, consolidare, reabilitare, pod din beton armat, drumul județean 205D, în comuna Paltine, județul Vrancea. Dacă sunt observații de oameni de acest proiect. Înțeleg că nu, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean, proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot, pentru care vă mulțumesc. La punctul 29. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale la obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare, pod din beton armat pe drumul județean 205D, fărâmul Turburea, în comuna Paltin, județul Vrancea. Dacă aveți observații pe momentul acestui proiect, înțeleg că nu supun spre aprobare prin Consiliul Județean, proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 30, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale la consolidarea și reabilitarea podului din beton armat pe drumul județean 205D, pe râul Olar, comuna Paltin, județul Vrancea. Dacă aveți observații cumva în acestui proiect, înțeleg că nu, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 31. Avem proiectul de hotărâre prin aprobarea notei conceptuale și teme de proiectare pentru obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare pod beton armat 200 pe drumul județean 205D, până Uchiosa, comuna Paltin, județul Vrancea. Dacă aveți observații în marginea acestui proiect. Înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul 32, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale cu privire la consolidarea și reabilitarea podului din beton armat pe drumul județean 205D, peste pârâul Salu Zăpala, la comuna Nerejul, județul Vrancea. Dacă există observații pe marginea acestui proiect. Înțeleg că nu, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 33. Nota conceptuală privind obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare pod din beton armat pe drumul județean 205D, peste pârâul Bălașa, în comuna Nerejul, județul Vrancea. Dacă aveți observații cum ar fi acestui proiect, înțeleg că nu supun de aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. La punctul numărul 34. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale la consolidarea și reabilitarea podului din beton armat pe drumul județean 205D, peste pârâul Monteoru, comuna Nerejul, județul Vrancea. Dacă aveți
observații în privința acestui proiect. Înțeleg că nu supus prea aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre antice. Este pentru. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot, în fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 35 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea notei conceptuale și a termenului de proiectare la obiectivul de investiții, reabilitare energetică și lucrări conexe, corpurile C5, C6 și C7, strada Acuza Vândă, numărul 56, județul Vrancea. Dacă aveți observații, vom așa pe aceste proiecte. Înțeleg că nu supus prea aprobare pe noi Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pe? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Domnul și domnul consilier, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot, faptul pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 36, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea notei conceptuale la obiectivul de investiții, reabilitare energetică și lucrări conexe ale Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșan, secția de pneumofiziologie, strada Cruza Vodă, numărul 5052. Dacă există observații din partea acestui proiect. Doamna consilier, cu dragul Dorina, vă rog. Domnule președinte, aș vrea să întreb dacă se are în vedere preluarea Spitalului Județean în viitor, datorită faptului că am zis că s-au plătit arieratele. Doamna consilier, deci vă răspund eu cu toată responsabilitatea. Da, sigur că avem în vedere preluarea Spitalului Județean de Urgență, dar plata arieratelor este doar una dintre cele trei condiții cum le-am pus Ministerului Sănătății în această chestiune. Eu vreau să vă fac precizarea pentru că m-ați întrebat, că am avut o discuție cu Ministrul Sănătății, care în perioada următoare, sper eu, nu mai târziu de sfârșitul lunii august, să vină la Focșani, l-am invitat la Focșani, să facem o discuție, chiar o dezbatere publică, serioasă și gândire, cum nu spun, la viitorul Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani, pentru că, așa cum bine știți, deci el a fost dotat într-o bună parte, cum spun, cu aparatură medicală modernă, dar faptul că clădirea este, datează încă din anii 70, din acest punct de vedere, și costurile unei reabilitări total ar fi foarte mari, eu rămân la ideea și cred cu tărie că în spațiile aferente, pentru că există terenul necesar, că în Focșani trebuie construit un spital nou. Și din acest punct de vedere, vreau să facem o dezbatere publică serioasă în prezența Ministrului Sănătății, în așa fel încât beneficiarii, cetățenii județului Vrancea, beneficiarii serviciilor medicale, să aibă într-adevăr o unitate spitalicească de urgență, așa cum ar trebui să fie și așa cum avem în țările civilizate. Deci punctul numărul 36. Vă rog frumos, domnul consilier. Domnule președinte, până la construirea unui spital nou, știm cu toții că sunt mulți pași și va dura timp. Să încercăm într-un fel sau altul să reglementăm actuala situație și actuala stare de lucru de la Spitalul Județean, prin ceea ce putem face, evident, în condiții legale. Care sunt celelalte două condiții la care v-ați referit în afară de arierate pentru preluarea spitalului de către Consiliul Județean? Vă referiți la cele două condiții care au fost puse? A spus că asta e... Da. Au fost trei condiții. În mandatul trecut, când dumneavoastră nu erați Consiliul Județean, din acest punct de vedere. Celelalte două condiții se refereau la următorul lucru. Dotarea cu echipamente și mobilierea spitalului din Olatie și, evident, finanțarea acestui spital de la Casa Națională de Asigurări în parametri optimi din acest punct de vedere. Pentru că degeaba preluăm, vreau să vă spun o singură chestiune, degeaba preluăm noi pe Spitalul Județean. Înseamnă că nu v-ați interesat ce probleme sunt în alte județe. Deci, ca drept dovadă, v-aș ruga să vă interesați ce probleme sunt la Galați, ce probleme sunt la Brăila, ce probleme sunt la Buzău, etc. din acest punct de vedere. Deci, pentru noi, în acest moment, în condițiile actuale, da, preluarea Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon ar însemna niște costuri imense pe care bugetul județului Vrancea nu le poate. Dar în condițiile în care el ar fi reabilitat complet, în condițiile în care l-am avea dotat așa cum este normal și necesar, eu vreau să vă spun un singur lucru pe care vreau să-l înțelegeți foarte clar. Deci, atitudinea pe care a luat-o Consiliul Județean Vrancea, atitudinea curajoasă la momentul în care
s-a făcut sub auspiciile, așa zise, descentralizări, la momentul în care guvernul nu mai nominalizează care trebuie să știe din acest punct de vedere. A aruncat, pur și simplu, spitalele județene în sarcina autorităților locale, fără acoperire financiară, în momentul respectiv, s-a făcut o imensă eroare. Și aș vrea să vă readuc aminte un interviu și o declarație a Ministrului Sănătății Voiculescu. Și vă spun cu toată responsabilitatea, a spus textual, că este nevoie de o recentralizare a sistemului sanitar, în care guvernul, prin programe naționale, să doteze și să reabiliteze aceste unități speciale spitalicești, după care să se facă descentralizarea, inclusiv cu resursele financiare aferente. Vă mulțumesc. Supus spre aprobarea plenului Consiliului de Țară proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamne și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate cu votul. La punctul numărul 37. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea rutei conceptuale a termenului de proiectare pentru obiectivul de investiții, reabilitare energetică și lucrări conexie la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Pantelimon, secțiile psihiatriei și boli infecțioase, secția de reumatologie, ORL, oftalmologie, din Comisia Centrală numărul 15, B, județul Oradea. Dacă aveți observații pe acest proiect. Dacă nu, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamne și domnilor consilieri, vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 38, avem proiectul de hotărâre prin modificarea articolului 3 al hotărârii Consiliului de Seavrancea numărul 85 din 31 mai 2017, privind retragerea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Focșani cu privire la imobilele Stadion Milco, Stadionul Tineretului, în vederea consolidării, reabilitării, extinderii și modernizării și dotării. Doamnelor și domnilor consilieri, a dus la mod acum să criticăm și să facă stadioane la Telorman. Dacă fac la Telorman, trebuie să face și la Focșani, din acest punct de vedere. Doar pentru că eu vă propun să lăsăm administrarea până la data începerii lucrărilor cele două stadioane dintre Compania Națională de Investiții. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Ce este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnul și domnul consilier, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot, fapt pentru care vă mulțumesc. Vă rog frumos. Scurtă intervenție, noastră. Da, într-adevăr, Telormanul în niciun caz nu are istoria fotbalistică a Vrancei. Să nu uităm că Vrancea fotbalistică a dominat Liga a doua foarte mulți ani și merităm și noi să avem un stadion și o bază sportivă modernă. Revin la o întrebare pe care v-am mai pus-o. S-au mai stabilit între timp parametrii de construcție, amenajare, locuri, câte locuri pe stadion vom avea? În ce fază suntem la acest capitol cu proiectele? Imediat nu mai ajuns să vă spun. Imediat după ce... De ce te iau Ministerul Dezvoltării aprobă deja aceste lucruri. Imediat ce se va face preluarea de Compania Națională de Investiții, tema de proiectare, ei vor stabili și tema de proiectare și ce proiectează și ce... Adică în funcție de realitatea existență. De, vor trebui să muleze pe ceea ce... pe ceea ce există. Adică nu construim, cel puțin la stadionul Milco, n-are sens să construim ceva nou. Adică punem ceva nou peste ceva pe. Mai trebuie și echipă de fotbal. Deci nu știu să vă răspund în acest moment. Echipă de fotbal se face, că nu vreau să mai... Adică avem echipă de gata aia. Da, nu vreau să mai întreb discuții cine și cum a distrus echipa de fotbal, că nu are sens cum să... La valoarea fotbalului românesc, chiar nu mai joc și ușor Liga a doua, de aceea e bine să avem. Vă mulțumesc. La punctul 39, avem proiectul de hotărâre prin rectificarea bugetului propriu al județului Vrancea pentru finanțarea unității administrative teritoriale județul Vrancea cu anul 2017. Dacă există observații cu marginea acestui proiect, vă rog frumos, domnul profesor, stimați colegi. Vă anunț în start că grupul de consilieri liberal se va abține de la votarea rectificării de buget pentru cel puțin două motive.
Unul dintre acestea, am înțeles la discuțiile care au fost purtate în comisie, că hotărârea de guvern care a condus la rectificarea de astăzi a fost elaborată în acțiune premeditată elaborării, a fost consultată și conducerea Consiliului Județean. De pentru care considerăm că anumite chestiuni care nu sunt la locul lor, de exemplu, o sumă exorbitantă de 3 milioane de lei pentru niște momente evocatoare. Deci momente evocatoare de 3 milioane de lei. Mi se pare cam mult. În afară de asta, sume foarte mari pentru acțiuni care țin doar de imagini. Necesare până la un anumit punct. Dar lucrurile sunt exagerate. Este răutabil că s-a folosit prilejul pentru niște lucrări privind infrastructura județului, mai mult decât necesare, dar este un dezechilibru între bugetele acțiunilor de imagine, de imagine și cele pentru infrastructură care era necesară în acest centenar să fie cumva reabilitată. Bănuim că cei care și-au dat viața în primul război mondial nu asta poate așteptau de la viitor acțiuni de imagini de asemenea proporții. În afară de aceasta, bugetul inițial pe care noi nu l-am votat, am făcut niște observații. Acele observații nu le-am regăsit în această rectificare. Motiv pentru care ne abținem de a vota acest proiect de rectificare al bugetului Consiliului Județean. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul consilier Emilian Deacu, vă rog. Doresc să apreciez și eu ca eficient intervenția conducerii județului la Guvernul României în obținerea unor fonduri pentru infrastructură. Dar cred că este necesar ca direcția de specialitate, vorbesc aici de direcția arhitect șef, să analizeze posibilitatea realizării parcului Stejarii României. Pentru că părerea mea este că a realiza la Vulturi acest parc este fără importanță pentru județul Vrancea, fiind undeva în câmp. Și chiar dacă dorim să realizăm acolo acest parc, el nu va putea acoperi 335.000 de puieți, deoarece suprafața respectivă nu este suficientă. Urmează să ne gândim dacă e posibil să plantăm o parte din acest stejar în Crângul Petrești și să găsim și alte posibilități, alte amplasamente care să fie pentru județul Vrancea un simbol. Acolo unde ne-am gândit, unde v-ați gândit, de fapt, consider că nu va reprezenta ceea ce își dorește centenarul. Vă mulțumesc. Domnul președinte, dacă îmi permiteți. Mulțumesc domnului consilier Emilian Deaconu, domnul vicepreședinte general și mare tot. Aș vrea să-l întreb pe domnul consilier Emilian Deaconu dacă știe cumva ce suprafață este la Vulturi acolo. Unde zice dânsul? 70 de hectare. Sunt 117 și pe fiecare hectar... Puțuri cu tot. Domnul, deci nu puteți planta pe puțuri. Domnul Deaconu, pe fiecare hectar între 35.000 de puieți. 35.000. 35.000 de puieți? Da. Păcat că vreau un silvicultor. Intră vreo 300, 400 maxim la Steja. Și cum se intre 300? 35.000. Iar în ceea ce privește imaginea, nu, am încerc scuze, nu 15 de poate, da. Iar în ceea ce privește imaginea, am văzut ieri, am fost acolo și am văzut că v-ați făcut imagine destul de multă. La momentele evocatoare dânsul nu face parte. Nu, îi răspundeam domnului consilier Bostan. Am văzut că ieri, la Mărăști, v-ați făcut imagine și campanie electorală, inclusiv
domnul președinte și a făcut campanie electorală pe banii Consiliului Județean Vrancea. Da, mulțumesc. Aprecierea dumneavoastră și nu pe banii Consiliului Județean în niciun caz. Scumpă, da. Scumpă, da. Da, vă rog să mențineți. Deci nu sunteți la subiect. Dacă ați alocat 3 milioane. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Mai există alte observații? Înțeleg că nu. Domnul și doamnă consilier, în primul rând, eu spun mulțumesc din suflet Guvernului României, care a dat dovadă de responsabilitate și a alocat 4.200.000 de euro județului Vrancea pentru comemorarea centenarului primului război mondial. Așa cum ați văzut, eu sunt profund recunoscător și apreciez foarte mult importanța pe care domnul președinte al României, Claus Bernard Iohannis, a dat-o momentului de ieri de la Mărești. Sigur, mi-a promis că va fi prezent și pe 6 august la Mărești. Și asta e foarte important. Și vreau să-i spun domnului consilier, Liviu Bostan, domnule profesor, următorul lucru. Franța la centenar a organizat o paradă de 300.000.000 de euro la care au participat doi șefi de state. Dacă noi nu putem organiza manifestări de 3.000.000 de lei, iertați-mă. Mi se pare aberant. Aberant mi se pare susținerea dumneavoastră. Probabil că vreți să stăm în continuare, în întuneric și în uitare din acest punct de vedere. Deci dacă nu era important centenarul primului război mondial, vreau să vă spun că președintele României n-ar fi fost prezent în județul Vrancea. Așa că sunteți puțin în contradicție, cum spun eu, cu aspirațiile șefului statului și cu declarațiile șefului statului pe care eu personal le-am auzit pe esplanada altarului eroilor neamului românesc din primul război mondial de la Mărești. Îmi pare rău. În altă ordine de idei, susținerea dumneavoastră nu sunt conforme cu realitatea. 3/4 din sumele alocate județului Vrancea, din cei 4.200, sunt pentru lucrări pe infrastructură. Fapt pentru care o să dăm mărășeștiului bani să facă parcul Jofră. Noi o să reabilităm podurile, drumul spre mauzoleul de la Mărăști, etc., etc. Și vreau să vă spun că eu sunt chiar profund nemulțumit că, de exemplu, guvernul ăla de tehnocrați și chiar și guvernul Ponta, pot să spun cât se poate de clar, dar și guvernele anterioare nu s-au gândit mai serios la centenarul primului război mondial și la centenarul creierii României mari, la 1 decembrie 1918. Când dacă s-ar fi gândit mai serios șefii de state și de guverne în ultimii ani, poate avea și noi acum autostradă, aveam până la Soveja un drum reabilitat mai lat decât cel precedent, făceam și noi legătura ca oameni între Soveja și Lepșa, pentru că, așa cum bine știți, de bine de rău, am reușit o trecere istorică peste Carpați, prima după 1989, prin intermediul drumului național numărul 2D, mă refer la drumul Focșani-Târgu Secuiesc. Da, asta e situația. Eu sunt bucuros că Guvernul României a alocat acești bani județului Vrancea și vreau să vă spun cu toată responsabilitatea că îi vom cheltui așa cum se cuvine pentru comemorarea fraților noștri români care și-au jertfit viețile pentru ca noi astăzi să putem să dezbatem, să discutăm și să analizăm lucruri și să luăm decizii pentru prosperitatea și bunăstarea cetățenilor județului Vrancea. Doamnelor și domnilor consilieri, supun preaprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit și este plenul. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, la punctul numărul 40,
avem proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, reabilitare energetică și lucrări conexe a galeriile de artă din municipiul Focșani. Și ca să deschid o paranteză, ar trebui să felicitați conducerea Consiliului Județean și staful tehnic și unitatea de management pentru faptul că ne-am gândit din timp și am reabilitat prin proiectul Drumul de Glorie al Armatei Române mauzoleul Mărăști, mauzoleul Soveja și Focșani, dar mai ales mauzoleul Mărăști, unde ieri v-ați fotografiat cu domnul președinte al României. Ce ar fi fost ca acolo să fie o ruină și să nu aveți să faceți poze? Haideți, și nu ați fost cumva președinte. Aia altceva, nu-i problemă, dar la mine era de... Eu am vrut să vă spun că asta e realitatea, așa că e bine să vedem întotdeauna partea plină a paharului. Și... Doamnelor și domnilor consilieri, supun spre aprobare nota conceptuală privind obiectivul de investiții galeriile de arte. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă s-a răspuns cineva, vă mulțumesc, domnilor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vedere. La punctul numărul 41, avea proiectul de hotărâre prin aprobarea notei conceptuale a obiectivului de investiții, reabilitare energetică și lucrări conexe pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, sat Petrești, comuna Bunător, județul Vrancea. Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Nu, e obiectivul ăla pentru care era să nu la pușcărie. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă este cineva, dacă se abține cineva. Domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. La punctul numărul 42 avem proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei statului de funcții și numărul de personal din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul 43, modificarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 pentru funcțiile publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, din instituțiile subordonate, Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea și centralizat la nivelul subordonatorului principal de credite. Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu supun spre aprobare termenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. La punctul numărul 44, avem proiectul de hotărâre privind numirea domnului Ciubotaru Cătălin în funcția publică de conducere de director executiv gradul 2 la Serviciul Public Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea. Dacă există observații cu marginea acestui proiect, înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamna Stoica, fiind vorba de persoane, nu trebuia adoptat prin vot secret acest proiect? Domnul Ciubotaru a dat examen și trebuia mai validat rezultatul examen. Am înțeles. Doamna și domnilor consilieri, revenim la punctul numărul 1. 45. La punctul numărul 45 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere din domeniul public al statului și administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea a podului de peste părul Dragomina situat pe drumul național numărul 2. El în localitatea Soveja la kilometru 59.950 în vederea reabilitării. Vă dau și o veste bună. Studiul de fezabilitate a trecut prin și prin CTU Ministerului Transporturilor, dar și prin Comisia de Aprobare a CNAI-ului. Probabil că până la sfârșitul acestui an va începe licitația pentru execuția drumului Soveja Lepșin, adică celălalt capăt al DN2L. Vești bune la guvern. Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu sunt supus prea aprobare prin plenul Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnul și domnul consilier, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vote, faptul pe care vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, revenim la punctul 1 și rog Comisia de Validare a Consiliului Județean, domnul președinte Bumuianu, să activeze Comisia de Validare în așa fel încât să trecem la votul secret și la adoptarea celor două hotărâri. Thank you.
S-a strecut la două, la al doilea. Haideți să vă tristeți sau să vă bucur pe unii dintre colegi, dar eu cred că toată lumea a fost bucuroasă. O să fac o conferință de presă, oricum, zilele următoare, în mod special. Dar vreau să vă dau numai câteva vești, așa. Vreau să mulțumesc Guvernului României, Guvernului PSD și ALDE, pentru sumele alocate localităților, tuturor localităților județului Oranjea, în Programul Național de Dezvoltare Locală. Și în special Consiliul Județean Oranjea. Și am să vă fac precizările cu dumneavoastră de rigoare în ceea ce privește Consiliul Județean Oranjea. Consiliul Județean Oranjea a primit prin hotărârea Guvernului, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, prin ordin al Ministrului Dezvoltării, Ministrul Administrației Dezvoltării Regionale și Fondurilor Europene, următoarele sume. Modernizare drum județean 202F, lungime totală de 7 km. 13.496.133. Adică 134 de miliarde de lei. Modernizare drum județean 204D, sector Vulturu, Hângulești, Malo. 17.548.832. 170 de miliarde 548.832. Modernizare drum județean 204F, în lungime totală de 490 km, Slobozia, Ciorești, Armin. 7.304.615. Modernizare drum județean 205P, în lungime totală de 12,9 km, din care comuna Bolotești, aviz criticilor, sector DN2D, Putna, Ivâncești, comuna Garoafa, sector Făurei, Garoafa, Precistan. Sector DN23, DN23A, kilometru 29+700. 20.692.172. Deci 200 de miliarde de lei. Modernizare drum județean 205J, intersecție drum județean 204E, bani și intersecție drum județean 205H, Movilița. Deci criticați-mă. 20.169.204 lei, adică 200 de miliarde de lei vechi. Modernizare drum județean 205J, comuna Fitonești, județul Oranjea, 1.438.750.000, 10 miliarde de lei vechi. Modernizare drum județean 205L, Brâncioaia, Spinești, 9.427.347. Modernizare drum județean 241A, limită de județ Galați, spre Vioara, limită de județ Bacău. Comuna Tănăsoaia, comuna Corbița, județul Oranjea. 29.236.176, adică 290 de miliarde de lei. Reabilitare și modernizare drum județean 204E, Petrești, pot peste râul Șoimul la Mircești. 7.575.054. Reabilitare și modernizare drum județean 205J, intersecție 205B, comuna satul Citonei, județul Oranjea. 9.360.000. Reabilitare și modernizare drum județean 205L, DN2D, Neghilești, comuna Neghilești, județul Oranjea. 6.393.360. Reabilitare și modernizare drum județean 205S, Focșani, Câmpineanca, Vârteșcoiul, Râmnicianca, intersecție 205B. 31.028.918. Adică 310 miliarde de lei. Reabilitare și modernizare drum județean 205, DJ 115, Gura Văii, Fetești, intersecție DN2L,
Câmpul, județul Vrancea, 5.727.396, construirea pod pentru râu, peste râul Domoșița, cu lege 119, 2.404, pod de beton armat la Pietroasa, 1.093, pod beton armat 205C la Curul Dilgov, în Comuna Cotești, 228.485, reconstrucția obiectivelor de infrastructură rutieră în zona localităților Palt din Doaga, Valea Sării, pentru obiectivul numărul 2, reparare pod pe 205D, 5.474.257, pod de beton armat peste Curul Chei la Comuna Valea Sării, 3.980, consolidare și reabilitare pod beton armat legii 205D la Țifou, Comuna 4 din județul Vrancea, 1.214.000. Pod beton armat la Paltin, 3.405.780. Peste Pârâul Bălașa la Mereju, 3.405.780. Monteoru, peste Monteoru la Mereju, pe 205 de 3.405.780. Consolidare pod beton armat la Turgurea, Comuna Palte, 3.405. Consolidare și reabilitare pod beton armat de 205 peste Zăbala la Comuna Nereju. Notele conceptuale pe care le-am aprobat astăzi, 5.225.018. Consolidare și reabilitare pod beton armat peste calea ferată Adjud Bacău, DJ 119J, 5.280. Consolidare și reabilitare pod beton armat tot la Adjud peste DG 119J, 5.280. Consolidare și reabilitare pod beton armat pe râul Olar la Comuna Palt în județul Vrancea, 3.405.000. Pod peste 205, la 200, DG 205D, peste părâul Chiosa la Palt, 3.405. Lărpuța, Gura Văii, Comuna Câmpuri, 459.578. Construire pod beton armat la Comuna Spulber, peste Torentul Adânc, 3.462.000. Construire pod beton armat la ridicarea topografică actualizată, Sat Mărești, Comuna Răcoare, județul Vrancea, 4.171. Construire de pod beton armat peste Pârâul Vizăuț la Vizantea Rădrăjăsească, Comuna Vizantea Livez, 1.587. Cam astea sunt. Care e totalul, domnul Ion? Sub 200. 283 de milioane de lei. 283 de milioane de lei. Ba, da, ascultă așa. Ați sărit câteva. Vă rog frumos. Permiteți, vă rog, da. Intervenție scurtă în da. Contextul acesta. Da. În calitate de cetățean al Comunei Turn, să vă reamintesc de podul despre, peste râul Urban, care are anuare nevoie de reabilitare, pentru că se infiltrează deja apa și... Am înțeles, știți despre ce vorba, mi-a explicat și domnul director, iertate. Stați în liniște, domnul consilier. Să vă rezolvă. Nu vă sunt investiții care durează cel puțin 24 de luni este, adică 2 ani. Rețineți că n-am un trecut. Dar peste 100 de milioane, efectiv. Nu terminați-o cu prostii. Peste 100 de milioane. Haideți, domnule, că era PNL-ul făcută în 2002. Vorbesc banii care i-a alocat. Mă luați pe mine cu Cioloș. Banii care i-a alocat județului Vrancea. Peste 100 de milioane. Deci acum e rău după dumneavoastră că e s-au dat... Bine, e foarte bine, da. Că e puțin. Da, 28 de milioane. Cel puțin 24 de milioane. Dar vă dați seama câți vrânceni vor lucra acolo la toate investițiile astea? Nu pot să termin până la sfârșitul anului. Păi, dar nu spune până la sfârșitul anului, domnule. Până la 2020. Păi, împărțiți 280 la... 3-4 ani, să vedeți cât păi stați un pic, dar la anul nu mai e un, nu mai e un buget așa la anul. Astea sunt investiții. Păi alea și pe urmă ce spune Alin, ce spune altul și altul, că doar nu sunt toate. Noștri, cum adică, dar la anul nu mai e PNL? E foarte supărat, tu trebuie să înțelegi. Nu pune
Trebuie să-i supărat că săptămâna viitoare semnezi pe 200 de milioane de euro canalizare, înțeles, și apă în județul Vrancea. E săturat, e supărat că peste iar o săptămână jumate semnezi pe 145 de milioane de euro cele 6 drumuri, cele 5 drumuri. 5, așa. Înțelegi? 5. Dar promisiunea de 6, unde e al 6? Al 6 n-ar fi impenetele. E de la Bolotești la DNR, la E85. Doi ani ați promis că vei șase. Doi ani. A, vezi, da. Vă trebuie istorie multă ca să ajungi să-ți bani în sfârșit de sfârșit. Uite, PND-le, dacă vezi un Consiliu Județean de România cu bani alocați. Consiliu Județean, la ce am luat în meseria toată. Chiar guvernul vouă mi-a dat la orice. Vezi că eu nu vreau la guvern. Mi-a spus că e mai puțin decât a primit anul trecut. E mai puțin. El nu vrea să recunoască că a moștenit un buget multianual, adică e vorba de Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL 1, pe care noi l-am pus în aplicare începând cu anul 2013. Și dacă nu dădea bani, ce făcea? Dar n-avea cum să-i taie. Îți trebuie votul majorității senatorilor și deputaților în funcție. Domnul președinte, cred că domnul Diaconu se referă cu guvernul Cioloș a început să dea bani de calamitate. De acolo, atunci... Aia am pus-o public, aia. A fost primul guvern care a înțeles că trebuie să finanțeze calamitățile. Și calamitățile, dar și lucrările. O să fac cer cu tine, că știu că poți să... Da, rog comisia de validare cum ne-am înțeles datul votului și... Domnul președinte, vă rog. La punctul 1 al ordinii de zi, pentru desemnarea consilierilor județeni care vor face parte din Comisia de Evaluare și Selecție și a consilierilor județeni care vor face parte din Comisia de Soluționare a Contestațiilor în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabile alocate de la bugetul județului Vrancea pentru activități non-profit de interes județean, a constatat următoarele. Doamna Săbunaru Dorina, voturi pentru 32, împotrivă niciunul. Răducanu Aurelian Cătălin, voturi pentru 32, împotrivă niciunul. Blându Nicușor, voturi pentru 32, împotrivă niciunul. Epure Alexandru Ciprian, voturi pentru 29, împotrivă 3. Comisia de evaluare, membrii Comisiei de Evaluare și Selecție sunt următoare. Săpunaru Dorina, cu 32 de voturi valabile exprimate din totalul de 32. Răducanu Aurelian Cătălin, cu 32 de voturi pentru din totalul de 32 voturi valabile exprimate. Comisia de Soluționare a Contestațiilor, Blându Nicușor, cu 32 de voturi pentru din total de 32 valabile exprimate și Iepure Alexandru Ciprian, cu 29 de voturi pentru din total de 32 valabile exprimate. Semnează membrii Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, al Comisiei de Validare. Domnul și domnul consilier, supun prin aprobare plenului Consiliului Județean integralitatea sa, proiectul de hotărâre de la punctul numărul 1, ceea ce vreau. Dacă este cineva împotrivă, dacă ar fi cineva, domnul primar consilier, vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. Doamne și domnule, vă rog frumos, domnul consilier. Vreau să fac doar o remarcă că comisiile o să fie pare. Inițial, ce vreau. Nu. Patru,
Domnul și domnul consilier, spun pe aprobare plenului Consiliului Județean. Dacă nu funcționează bine, îi vedem. Da. Stă puterea noastră. Deci de ce bine puterea? Da, președintele decide. Doamnă și domnilor consilieri, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre de la punctul numărul 2. Cine este pentru? Am prezentat. Ce? Și sunt doi, n-am prezentat rezultatul. A, n-ai prezentat, da, te rog. Iertați-mă. La punctul 2, pentru a ordine de zi, pentru desemnarea consilierilor județeni care vor face parte din Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret, care funcționează pe lângă Consiliul Județean Vrancea, Comisia a constatat următoarele. Consilierii județeni propuși pentru a face parte din Consiliul Consultativ au obținut următoarele rezultate. Adam Mircea, 31 de voturi pentru împotrivă 1, Cristian Dănuț, 31 de voturi pentru împotrivă 1, Epure Alexandru Ciprian, voturi pentru 28 împotrivă 4. Având în vedere rezultatele obținute, Comisia de Validare declară consilierii județeni desemnați pentru a face parte din Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret, care funcționează pe lângă Consiliul Județean Vrancea, sunt Adam Mircea, 31 de voturi pentru din totalul de 32 valabile exprimate, Cristian Dănuț, 31 de voturi pentru din totalul de 32 valabile exprimate și Epure Alexandru Ciprian cu 28 de voturi pentru din totalul de 32 valabile exprimate. Semnează membrii comisiei. Mulțumesc. Nici eu cine au votat încă, eu te-am votat. Da, și domnilor consilieri, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean în integralitatea sa proiectul de hotărâre la punctul numărul 2. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre tot adoptat în unanimitate. Doamnelor și domnilor consilieri, o singură precizare vreau să mai fac, ca să vedeți ce fel suntem noi ăștia de la PSD, de la ALDE. Modernizare drum comunal DC-132, Comuna Jariștea, județul Vrancea, 3.222.485 de lei. Vă mai dau niște exemple? În 20 de primării. Modernizare drumul de interes local în Comuna Homocea, județul Vrancea, 9.190.000 de lei. Încă la sală. Doamnelor și domnilor consilieri, declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean de astăzi și vă doresc concediu plăcut sau ne vedem la manifestările care vor dura până în 6 august. Domnul consilier Cristian. Stimați colegi, eu foarte scurtă intervenție. Am consultat site-ul Guvernului cu posturile libere, postul de spasă la concurs de administrație publică locală și am găsit acolo, pe 20 mai, au fost spase două posturi la concurs pentru funcția de administrator la Salvamont. Am consultat site-ul Consiliului Județean, aceste posturi nu se regăsesc și pe site-ul Consiliului Județean. Am mai pus sesizări că mai apare erori sau nu se postează absolut totul pe site. Este cel mai recent exemplu, că tot am adresat o întrebare la proiectul Salvamont. Am primit mintea responsabili de site să actualizeze datele, să încarce toate posturile și mai sunt și secțiuni care nu pot fi accesate. De exemplu, raportul de activitate al dumneavoastră, domnule președinte, nu poate fi accesat, deși este încărcat în site, apare aici raportul de activitate, nu poate fi accesat. Nici declarații de interese, declarații de avere, pe ultimii 4 ani la dumneavoastră, mai sunt și alți colegi care nu... Există o eroare. Am comunicat această eroare încă de acum o lună responsabilului de site și nu s-a făcut absolut nimic. Domnul consilier, verificăm și luăm măsurile care se impun. Deci, compartimentul de la informatică să verifice unde urgența acestei chestii. Da, dedicată de domnul consilier Cristian Mirimia, pentru că observațiile dânsului mi se par foarte interesante și foarte importante. Așa cum bine știți, tot pe site găsiți toate rapoartele de activitate ale consilierilor, planul de măsuri și toate celelalte. Deci vă doresc concediu plăcut și ne vedem la 6 august la Mărășin. Sau la celelalte manifestări. Thank you.
să așteptăm.